această zi, Condor Resort a venit cu ceva nou pentru romașcani, cu o nuntă de probă. Este un eveniment care ține mai mult de reclamă, de trecere în revistă a locației, cu tot ce înseamnă ea. Eleganță, profesionalism, atenție la orice detaliu, calitatea serviciilor și a produselor. Totodată, această nuntă de probă este o confirmare pentru viitorii miri care au contracte în derulare la Condor, că au ales locația perfectă pentru o nuntă de vis. Și ca o nuntă să fie de vis, ea trebuie să fie lipsită de orice stres. O idee super! O idee minunată, zic eu. Pare a fi prima de genul ăsta în apropiere. Sperăm să fie altele în continuare. Păi noi am adus o mică parte din gama noastră. Noi suntem un magazin de băuturi din Roma și am adus o parte din vinurile pe care le avem, care credem noi că se pliază un pic cu ideea de astăzi. Din păcate, mirii nu prea ajung să-și aleagă ei vinul. Îl aleg, eu știu, părinții, nașii. Ultimii sunt mirii care ajung să-și aleagă vinul. Da, da. Și ofertă, bineînțeles, pe măsura cerințelor. Venim în ajutorul mirilor, încercăm să nu ne rezumăm doar la a găzdui evenimentul în sine, ci să ne implicăm, să oferim consultanță, să recomandăm servicii de calitate, de la formații până la artificii, fum, coreografie pentru dansul mirilor, orice este necesar pentru a avea o nuntă de poveste. Absolut, un serviciu complet și cu această ocazie oferim și o degustare de meniu, astfel încât să fie mult mai ușor pentru miri să-și aleagă meniul, să-l prezentăm în același timp. În jur de 147-150 de confirmări și cred că au venit și din afară mai mulți. Oameni care nu au contract cu noi, dar care doresc în viitorul apropiat să îi găzduim pentru o nuntă. Efectiv o nuntă, voi dezvălui și ceva din surprize. Am avut colaboratori pe partea de rochii de mireasă, costume de mir, make-up, hairstyling, colaboratori din Piatra Neamț, dar și din Roman. De asemenea, formația care va întreține în această minunată după-amiază atmosfera este formația Los Anonymous din Piatra Neamț și ei vor filma chiar un videoclip pentru o nouă melodie și cu ocazia aceasta vom participa la o nuntă
adevărată. Le-am pregătit chiar și niște plicuri pe masă să simtă că au fost la o nuntă, deci trebuie să închine. Glumesc, este doar publicitate pentru articolele acestea. În Ardeal, în general, nunțile încep la ora 2 și se termină undeva la ora 12, așa că e cam greu să începem să dansăm. Pentru noi moldoveni, da? O să încercăm să vă scoatem la dans, domnii să rugați să invite doamnele, să ne simțim bine ca la nuntă, să chiuim și să ne bucurăm de viață, da? E ok? O să încep cu un tradițional la mulți ani și vă vreau pe toți în picioare și un pahar de suică, dar nu aveți suică, un pahar de apă. Cântați cu noi la mulți ani? Ia, hai să vedem. Haveți! Vă mulțumim frumos și predau microfonul Paulei, colegii mei.